îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe Dan Suciu, care va continua și care este următorul nostru speaker. Îl cunosc pe Dan de mulți ani și cred că pentru mine reprezintă modelul ardeleanului. Eu fiind un fan, pentru că sunt născută în Baia Mare, nu de alta, și cred că unul dintre lucrurile pe care pot să le spun despre Dan, în afară de faptul că este un super trainer, un agile coach, deci în afară de faptul că are niște cunoștințe, are un incredibil calm care reușește să te țină și pe tine calm și detașat. Este absolut demențial cum reușește să facă lucrul acesta. Bănuiesc că undeva la un moment dat fierbe și el, că altfel... reacția față de cei cu care lucrează, față de cei cu care stă de vorbă, față de cei pe care îi trăinuiește, este de un calm și o seninătate absolut ardelenești. Plus că a scris o carte despre Eugea, cred că. Și este prima carte în română despre Eugea. Gata, mă duc. Mulțumesc, Eugea. Wow. Îmi doresc ca prezentarea pe care o să o susțin în continuare și mulțumesc foarte mult, Simone, pentru această introducere, să nu vă inducă acel calm de care Simona povestea, pentru că suntem și la finalul unei zile destul de lungi de prezentări și acest calm v-ar putea adormi, lucru pe care nu mi-l doresc deloc. Într-adevăr, prezentarea de astăzi este, dacă vreți, un cumul de povești. Un cumul de povești pe care le-am strâns de-a lungul timpului. O parte dintre ele legate de experiența pe care am avut-o eu în munca cu diverse echipe de proiect, altele povestite de alții pe care eu voi încerca să le repovestesc. Cu calmul de care zicea și Simona. În ultimii 20 de ani mi-am petrecut viața profesională între două, dacă vreți, categorii distincte sau între două domenii distincte. Pe de o parte, de 20 de ani sunt lector la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai. Acolo predau atât cursuri tehnice de baze de date și de sisteme de gestiune a bazelor de date, dar și cursuri legate de software project management și de agile software development în primul an de master. În paralel cu această activitate, am lucrat și în diverse companii de software, companii care aveau propriile produse sau companii, dacă vreți, din sfera outsourcing-ului sau, cum se spune, într-un mod mai formal, companii care furnizează servicii software de dezvoltare a produselor clienților lor. Și cumva, toată această perioadă pot să spun fără modestie că a fost una dificilă. Pentru că a trebuit să-mi împart timpul între două medii care par să nu fie neapărat foarte bine conectate, cel puțin la prima vedere. Mi-amintesc umor că în urmă cu ceva ani, când fiica mea era în clasa 11-a și nu se putea decide dacă vrea să dea la Facultatea de Psihologie sau la Facultatea de Informatică, și era așa puțin oarecum stresată de acest aspect, pentru că simțea că în clasa 11 ar trebui să știe ce vrea să facă în viitor. Mi-a spus, stai liniștită că eu de 20 de ani încă nu m-am decis, nu m-am dus nici într-o direcție, nici în alta și sunt bine, sunt ok. Deci stai liniștită că lucrurile se vor rezolva la un moment dat, atunci când le va veni vremea. În urmă cu 3 ani de zile am avut o prezentare tot în cadrul IT Days. Era o prezentare în care povesteam despre faptul că Agile și metodologiile agile, dar de fapt Agile ca și mindset, Agile ca și filozofie,
este foarte natural și se potrivește foarte bine modului de a se comporta, modului de a gândi uman, dacă vreți. Se potrivește foarte bine pe caracteristici umane. Am încheiat atunci prezentarea, țin minte, cu o afirmație destul de brutală sau de dură, mergând de la ceea ce spunea cineva la un moment dat, că orice lucru foarte fain începe ca o mișcare, ca un movement, după aceea se transformă încet încet într-un business, într-o afacere, urmând să se încheie printr-o, sau mă rog, la finalul traseului, să se transforme într-o escrocherie. Și spuneam atunci că foarte mulți, dacă stăm și ne uităm și căutăm pe internet și citim fel de fel de articole despre Agile în acest moment, foarte mulți consideră că Agile se află în acest moment, în această a treia etapă a vieții sale. Adică a început ca și o mișcare, ca și o mișcare oarecum pornită de 17 consultanți în urmă cu aproape 18 ani, iată, își dă majoratul în ianuarie, anul viitor, 2019, va împlini 18 ani de când s-a creat acel Agile Manifesto într-un resort deschis din Statele Unite, după care s-a transformat într-un business. Marea majoritate a firmelor de software în special au îmbrățișat una sau alta dintre practicile, una sau alta dintre metodologiile agile, urmând că acum, nu e așa, să vedem că există o serie de firme de consultanță, o serie de firme de training, o serie de mare de cărți, o serie de site-uri care încearcă să le convingă că Agile-ul poate să fie adoptat cu foarte mare ușurință, că este foarte simplu, se vorbește despre Scrum, se vorbește despre Kanban, se dau certificate de Scrum Master Professional și Product Owner Professional după două zile de curs. Deci pare că totul ar trebui să meargă foarte rapid, totul ar trebui să meargă foarte smut, ceea ce nu se întâmplă. Evident că acest lucru poate să fie privit ca o, da, cu ghilimele de rigoare, dacă vreți, pentru că cuvântul este destul de dur, ca și o escrocherie, pentru că acest lucru ridică așteptările foarte mult. Managerii cred că într-o săptămână vor putea să facă o transformare agile, ceea ce evident că nu se întâmplă. Este nevoie câteodată de ani de zile pentru ca o echipă, mai multe echipe sau o companie să treacă de la un vechi mod de lucru la un mod de lucru urmând un mindset, urmând o filozofie agilă. Și atunci țin minte că am primit o întrebare, mi se zicea, ok, dacă tu consideri că se potrivește foarte bine acea poveste cu mișcare, business, escrocherie, cu ceea ce se întâmplă în acest moment în lumea Agile, ce va urma după Agile? Și atunci m-a luat gura pe dinainte, spunând un lucru pe care îl credeam la momentul respectiv, dar nu l-am gândit foarte mult și am zis, va fi un nou MVP. Și am zis atunci, minimum viable process. Adică va fi ceva în sensul în care fiecare echipă ce se constituie pentru a dezvolta un anumit proiect, își va alege dintre practicile existente, fie ele agile, fie ele din managementul de proiect predictiv, exact acele practici de care au nevoie pentru a porni acel proiect. Un minim set de practici pe care să-l utilizeze în proiectul lor, după care, pe măsură ce proiectul evoluează, vor mai adăuga și alte practici sau vor schimba unele dintre practicile pe care le-au ales pe rând. Dar am mers cu ideea aceasta, mergând pe modelul de MVP, Minimum Viable Product. Știm, da, conform definiției, că un proiect este o întreprindere unică și temporară care are ca și rezultat un produs sau un serviciu. Și Minimum Viable Product înseamnă să încerci un produs creând o primă versiune, o primă variantă ce conține doar acele feature-uri, doar acele funcționalități, setul acela minim de funcționalități pentru ca acel produs să meargă. După care să-l testăm, să vedem cum merge pe piață, dacă este sau nu este adoptat, după care, evident, să continuăm pe baza feedback-ului pe care l-am primit din piață și să mai adăugăm noi funcționalități sau, dimpotrivă, dacă feedback-ul este unul foarte negativ, să știm că ar fi bine să ne oprim. Și este bine să avem un eșec timpuriu decât să avem un eșec după ce noi considerăm că am terminat întreg produsul.
E bine, da, răspunsul meu a fost atunci minimum viable process. Am aflat ulterior că minimum viable process este deja folosit pentru servicii. Da? Dacă minimum viable product este pentru produse, minimum viable process este pentru servicii. Când începem, nu știu, o afacere care este axată pe servicii, să spunem că dorim să începem un nou restaurant, să creăm un nou restaurant, este bine să nu începem un restaurant cu 100 sau 200 de locuri, să începem cu un meniu foarte bogat, ci să începem cu acel minim de resurse și cu acel minim de servicii pe care vrem să le oferim pentru a vedea dacă avem clienți, pentru a vedea care este nevoia acelor clienți pe care îi avem și în funcție de asta ulterior să ne extindem. Și acesta este motivul pentru care astăzi am zis prezentării mele Minimum Viable Practices, pentru că aș vrea să transfer toată această filozofie de la ideea de produs sau serviciu, de la a crea produs sau serviciu, la procesul pe care îl urmăm, la metodologia pe care o urmăm pentru a realiza aceste procese sau servicii. O bună parte din prezentarea de astăzi este bazată pe lucruri dezvoltate în ultima vreme de Alistair Coburn. Alistair Coburn este unul dintre cei 17 consultanți care în urmă cu 18 ani de zile a contribuit la crearea acelui Agile Manifesto, la identificarea celor 4 valori și a celor 12 principii ce stau la baza filozofiei Agile. Și mi-a plăcut că el spunea la un moment dat că atunci când vorbim de dezvoltarea softului, ne referim de fapt la o echipă de oameni, o echipă de oameni valoroși, o echipă de oameni profesioniști, care, ce fac ei, comunică, inventează și decid. Practic, asta este activitatea lor de zi cu zi, să comunice, să colaboreze între ei, să inventeze, dacă vreți să creeze, pentru că activitatea de dezvoltare a softului, din fericire sau din păcate, din fericire pentru echipă, din păcate poate pentru unii manageri, este o activitate creativă și nu e așa să ia decizii. Să ia decizii pe baza scenariilor pe care ei le-au identificat. Totul e bune și frumoase, doar că ei trebuie să comunice, să inventeze și să ia decizii, încercând să rezolve o problemă pe care nu o cunosc prea bine încă și care este într-o continuă schimbare, să creeze o soluție pe care nu o cunosc prea bine încă și care este într-o continuă schimbare, să lucreze alături de oameni pe care nu-i cunosc prea bine încă și care și ei la rândul lor sunt în continuă schimbare, exprimându-și ideile, creând într-un limbaj de programare pe care nu neapărat îl cunosc prea bine încă și care limbaj sau bibliotecă sau componentă este în continuă schimbare și, evident, folosind o metodologie pe care nu o cunosc prea bine încă și, la rândul ei, se află într-o continuă schimbare. Deja observăm cât de multe riscuri putem să identificăm din doar aceste fraze. Și acest lucru se întâmplă de fiecare dată când avem o nouă echipă, pe un nou proiect, pentru un nou client, cu un nou lider sau cu un nou manager. Și am insistat pe acest nu cunosc prea bine încă și continuă schimbare, pentru că acestea două sunt caracteristicile, dacă vreți, societății de astăzi. Într-un astfel de context trăim, spunem că trăim într-o lume VUCA, unde fiecare literă din acest acronim înseamnă ceva, înseamnă volatilitate. Trăim într-o lume în care informațiile sunt volatile, în care anumite decizii care au fost luate în urmă cu 2 săptămâni sunt rescrise sau chiar contrazise de deciziile care sunt luate astăzi. Trăim într-o lume în care e caracterizată de incertitudine, nu știm exact care vor fi lucrurile de mâine, ce urmează să impacteze proiectul nostru începând de mâine, o lume complexă și ambiguă. Ori, într-un astfel de context, reiese cu atât mai mult ideea că a cunoaște nu înseamnă neapărat a înțelege. Da? De asta nu am zis că acea echipă de proiect nu cunoaște limbajul de programare sau nu sunt cunoscuți oamenii sau nu cunoaște metodologie. Foarte probabil că ei cunosc. Am zis că nu le înțeleg foarte bine pentru că a cunoaște nu înseamnă neapărat a înțelege. A cunoaște nu înseamnă a înțelege. Knowledge is not understanding.
O să mă ajut, dacă vreți, cu unul dintre conceptele pe care le-am prezentat în urmă cu un an de zile la IT Days. Iată de ce consider prezentarea de astăzi ca fiind așa un fel de mix, o combinație, un melanj între prezentările mele anterioare. Și spuneam în urmă cu un an că există o piramidă a învățării. Există niște nivele pe care le urmăm de fiecare dată când învățăm ceva nou. Prima dată încercăm să citim lucruri despre acel ceva nou pe care vrem să-l învățăm, după care, da, asta ține de environment, de mediu, după care trecem la nivelul următor, behavior, avem un comportament prin care încercăm să utilizăm lucrurile pe care tocmai le-am citit, pe care tocmai le-am învățat, după care, pe baza acelui comportament care, dacă este repetat încoată și încoată și încoată, dezvoltăm anumite skill-uri, dezvoltăm anumite capabilități, dacă vreți. O bună parte din aceste lucruri ne intră oarecum în mușchi și le facem din instinct. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, mie mi se întâmplă, probabil că se întâmplă și mult, sau poate sunt eu excepție, însă mi se întâmplă deseori ca sâmbătă să mă sui mașină și să mă duc spre piață, să mă iau cu gândurile și după aceea să mă trezesc în fața universității. Pentru că asta fac 5 zile pe săptămână, iar creierul meu intră oarecum pe pilot automat. Am dezvoltat anumite șabloane, dacă vreți, anumite pattern-uri pe care creierul meu le urmează. Pe baza acelor skill-uri și capabilități dezvoltăm anumite credințe sau anumite convingeri, poate valori este mai greu de pus aici, dar este vorba de credințe sau convingeri, după care avem o anumită identitate. Dacă vă uitați, dacă sunteți programatori, de exemplu, aceasta este o identitate, sunt programator, dar cu siguranță nu ați ajuns la acel nivel de identitate doar după ce ați citit o carte despre C-Sharp sau ați citit o carte despre Java sau ați citit o carte despre programare. Cu siguranță ați citit sau ați fost la un curs despre programare, după aceea ați practicat o bună parte dintre lucrurile pe care le-ați citit, după care, practicând încă o dată și încă o dată și încă o dată, acel ceva s-a transformat în skill-uri, capabilități, ați ajuns la nivelul următor în care ați avut, dacă vreți, în momentul în care ajungem la acel nivel, ne simțim capabili să criticăm codul altuia. Și lucrul ăsta îl facem foarte des. Eu v-aș recomanda, de exemplu, să încercați să vizualizați unul dintre codurile pe care le-ați scris în urmă cu 2 ani de zile. Sau să faceți lucrul ăsta cu unul dintre colegii voștri, dacă să nu știe lucrul ăsta și arătați un cod scris de el în urmă cu 2 ani de zile și o să vedeți cât de critic și de caustic va fi el la adresa celui care a reușit să programeze acele linii de cod. Dar dezvoltăm un oarecum simț critic pe măsură ce ne dezvoltăm anumite capabilități și anumite skill-uri. Și abia într-un târziu ajungem la acel nivel în care spunem, da, sunt programator. Exact același lucru se întâmplă și cu Agile, dacă vreți. Adică faptul că am citit sau am fost la un training de Scrum, faptul că am citit sau am fost o carte sau am fost la un training de Kanban, faptul că asta ține de environment, faptul că atunci când vorbim de behavior, facem stand-up meeting-uri în fiecare dimineață sau avem un task board pe perete, nu înseamnă că suntem agili. Înseamnă poate cel mult că facem Agile. Dar de la a face Agile până la a fi Agile este un drum foarte lung. Un drum care se parcurge mergând pe toate acele trepte. Prin urmare, dacă citim valorile și principiile din manifestul Agile, asta nu înseamnă că le și îmbrățișăm. Foarte probabil că trebuie să urmăm anumite practici, să lucrăm într-o echipă care face Agile o anumită bucată de timp, pentru ca, într-un târziu, într-un final, să reușim să identificăm acele principii și acele valori care stau în spatele practicilor pe care noi le urmăm și să fim capabili, de ce nu, să schimbăm acele practici. Acest lucru se numește în teorie, dar și în practică, probabil că o faceți la firmele voastre, tailoring, da? Este momentul în care practicile pe care eu le urmez, le modific puțin câte puțin pentru a le adapta contextului din care eu fac parte. Doar că pe măsură ce avansăm și aceste lucruri, aceste practici ne intră în sânge, dacă vreți, este foarte greu să le eliminăm.
Nu știu dacă ați văzut unul dintre filmulețele inspiraționale de pe internet, se referă la Backwards Bicycle, ceva de genul acesta, în care e prezentat un experiment foarte drăguț, foarte interesant. Cel care a făcut acest experiment folosea o bicicletă mai ciudată, poate se și vede în acea poză. Era o bicicletă schimbată și în momentul în care întorceai ghidonul spre stânga, roata o lua spre dreapta. În momentul în care întorceai ghidonul spre dreapta, roata o lua spre stânga. Și el zicea, ok, eu știu să merg pe bicicletă. Știu cum să merg pe o bicicletă normală, pe o bicicletă obișnuită. 20 de ani, am tot mers pe o bicicletă. Ce filozofie poate să fie dacă doar se inversează cele două lucruri? Doar dacă o iau spre stânga atunci când întorc ghidonul către dreapta. Pentru că asta este knowledge-ul. Am knowledge de a merge pe o bicicletă. S-a schimbat doar ceva, foarte puțin. Însă, așa cum se arăta în acel filmuleț, a avut nevoie de 8 luni de zile, practicând 5 minute pe zi. Dar 5 minute în fiecare zi, timp de 8 luni de zile, pentru a reuși să parcurg o distanță mai mare de 200 sau 500 de metri cât a parcurs la un moment dat pe o astfel de bicicletă. Prin urmare, anumite lucruri sunt atât de bine întipărite în creierul nostru încât ne este foarte greu să le schimbăm. Ne este foarte greu să le schimbăm și atâta timp cât suntem conștienți că ele sunt acolo. Dar sunt o sumedire de alte lucruri de care nu suntem conștienți. De asta eu sunt foarte circumspect atunci când merg la un training de Agile sau fac coaching de Agile și îmi spun sau managerii sau echipa de proiect, la noi Agile-ul nu merge. Pentru că de cele mai multe ori ei gândesc prin prisma practicilor și a metodologiilor pe care le-au folosit până în acel moment. Și iau o decizie, trag o concluzie, fără ca ei să exerseze suficient de mult acele noi practici pentru a-și da seama că ele funcționează. Concluzia filmulețului respectiv, făcut de Destin Sandlin, spunea că era următoarea, că odată ce avem un mod rigid de a gândi, odată ce am dobândit un astfel de mod rigid de a gândi în interiorul nostru, în creierul nostru, de foarte multe ori, acel lucru nu-l putem schimba, chiar dacă vrem, chiar dacă conștientizăm. Experimentul a fost foarte interesant pentru că, în același filmuleț, el a făcut experimentul și pe băiatul lui, care avea 6 ani de zile. Băiatul lui știa să meargă pe bicicletă de vreo 3 ani și a reușit, tot așa, în 5 minute pe zi, mergând pe bicicletă, să schimbe comportamentul, să reușească să folosească bicicleta modificată după 2 sau 3 săptămâni. Lucru care arată cât de ușor te poți dezvăța atâta timp cât acele lucruri, acele practici nu sunt foarte profund implementate în creierul nostru. Pentru că de obicei așa se întâmplă. Atunci când învățăm ceva și practicăm foarte mult, în creierul nostru se formează o rețea de neuroni printre care se transmit impulsurile electrice. Și de fiecare dată când facem încă o dată acel lucru, acele impulsuri electrice merg exact pe același drum. Cu cât facem mai mult și cu cât facem mai des un anumit lucru, cu atât acel drum este mai bătătorit și este mai ușor de parcurs. Dar este cu atât de mai greu de schimbat. Se întipărește mult mai tare în mintea noastră. Poate ați văzut un astfel de grafic care spune că atunci când vrem să dobândim un obicei nou, e nevoie să facem acel lucru timp de 21 de zile, timp de 7 săptămâni. Se pare că teoria asta este adevărată pentru obiceiuri foarte, foarte simple. Da? Reușim pentru lucruri care sunt foarte simple, să făcându-le zi de zi, timp de 21 de zile, să devină pentru noi un obicei și să începem să le facem fără dificultate. Pe măsură ce ele sunt tot mai complicate, avem nevoie tot de mai multe zile. În general, cam 66 de zile sunt necesare pentru a transforma o anumită practică într-un obicei. Asta este și, dacă vreți, unul dintre lucrurile pe care se bazează Scrum-ul. Când ne sugerează ca să facem stand-up meeting-urile în fiecare zi, de la aceeași oră și de fiecare dată să ține 15 minute. Pentru că dacă facem acest lucru zi de zi, ne va fi tot mai ușor ca la acea oră să fim prezenți acolo, ca toată echipa să fie prezentă acolo, ulterior să rămână doar 15 minute într-un astfel de meeting și să nu facă mai lungă. Pur și simplu urmând aceste reguli zi de zi. Time box și începând de la aceeași oră.
Problema este următoarea. Ce se întâmplă în momentul în care constatăm că totuși nici această practică nu este una utilă? De exemplu, asta e un exemplu care îmi place foarte mult pentru că m-am lovit efectiv de el. Când începe un astfel de stand-up? Când se face un astfel de stand-up? Teoria spune că se face la începutul zilei. Ok, la începutul zilei, dar la ce oră? Păi undeva pe la 9:30, hai 10, ca să fim siguri că toți oamenii din echipă sunt acolo. Asta înseamnă că cei care vin la ora 9 sau la 9:15 își vor găsi cam altceva de lucru până când va începe acest stand-up meeting, pentru că pentru ei stand-up meeting înseamnă începutul zilei de lucru. Și brusc, un meeting care durează puțin și care începe de fiecare dată la aceeași oră devine un factor foarte important de ineficiență pentru simplu motiv că o bună parte din echipă, hai să zicem jumătate din echipă, oameni din acea jumătate din echipă pierd, între ghilimele, o jumătate de oră sau chiar o oră nefăcând nimic util pe proiect pentru că încă n-a început ziua de lucru. Și atunci vine ideea, ce să facem cu un astfel de stand-up meeting? Hai să-l mutăm la finalul zilei, pare o idee foarte bună. O să vedeți cât de greu este să schimbi un astfel de obicei atunci când în interiorul echipei ai făcut lucrul ăsta zi de zi, zi de zi, timp de 6 luni, timp de 7 luni, timp de un an de zile. Cât de dificil este să te dezveți, să participi la un astfel de meeting și să-l faci la finalul zilei. Da. Prin urmare, trebuie să ne dezvoltăm o anumită obișnuință din a învăța, a ne dezvăța și a reînvăța. Pentru că, așa cum zice Alvin Toffler aici, în acest context, în acest secol atât de dinamic, în această lume VUCA de care povesteam, analfabet nu înseamnă nu știi să citești, analfabet înseamnă să nu fii capabil să te dezvezi de ceea ce ai învățat, și să reînveți lucruri noi, să înlocuiești acele lucruri pe care le-ai învățat cu lucruri noi, relativ rapid, relativ rapid. Aici este un istoric al metodologiilor, al celor mai importante metodologii, dacă vreți, de management al grupurilor, al proiectelor. Începând cu Waterfall, deși acolo 1970, mă rog, prima descriere formală a Waterfall-ului a fost în 1956, continuând aici, este în anul 2001, când este aici manifestul, puteți să observați cât de multe dintre metodologiile agile au fost dezvoltate și au fost implementate în cel puțin o echipă înainte ca aici manifestul să apară și apoi alte lucruri care au fost adăugate în software, cum este Lean. Însă lucrurile stau mai, sunt mai stufoase decât atât, dacă vreți. Am văzut de curând o prezentare făcută de Craig Smith, care prezentarea se numea 40 de metode în 40 de minute. El prezenta în fiecare minut câte o metodă agilă nouă. Vedeți că sunt 40 de metode sau practici mai importante ce pot să fie utilizate, ce pot să fie îmbrățișate de către o echipă de proiect. Enorm de multe, enorm de multe. Să și termină cu open your eyes to other methods, adică o să mai urmeze. Vedeți că în primul cadran, în cel de acolo, avem metodologiile, dacă vreți, clasice, cum le plăc multora să spună, metodologiile pure. Deci avem Scrum, avem Extreme Programming, Crystal, DSDM, Lean este acolo, Kanban este acolo. E bine, pe lângă Scrum avem și Scrum Bat, adică implementăm Scrum Bat, practicile astea nu le implementăm, și avem și Scrum End, ceea ce înseamnă implementăm Scrum și mai adăugăm și alte practici care sunt implementate în organizația noastră. Deci sunt diverse adaptări ale Scrum-ului. Aici avem metodologiile hibrid. Sunt metodologiile în care sunt combinate Scrum cu Extreme Programming, Scrum cu Kanban, Kanban cu Extreme Programming și așa mai departe. Sunt o serie de combinări. Aici, iarăși, avem niște metodologii, dacă vreți, de sine stătătoare, care au fost dezvoltate în afara sferei Agile, dar care sunt conectate la Agile, cum e Management 3.0, cum este framework-ul de rezolvare a problemelor Kanban, al lui Dave Snowden, TDD, Test Driven Development, Behavior Driven Development, etc. Iar aici, în ultimul cadran, sunt metodologiile care nu mai sunt atât de agile. De fapt, este Agile for Enterprise Projects. Și zic că nu mai sunt agile pentru că, da, asta fi reacția, este și sezonul, deci urmează să-l vedem destul de des în perioada asta și atunci
Asta este reacția că vedem cât de multe metodologii, cât de multe oportunități, cât de multe lucruri avem de ales, câte alternative sunt, dacă vreți, câte variante. Și lucrurile sunt puțin ciudate. De ce? Pentru că asta înseamnă, o să fac o paranteză aici, spuneam că predau EGE la master. Și unul dintre lucrurile pe care le fac la master este să-i rog pe studenții mei să facă la seminar câte o prezentare de maxim un sfert de oră despre lucruri care sunt conexe metodologiilor agile. Și de fiecare dată îi rog să vină cu experiențe proprie, cu experiențe din echipele pe care lucrează. Și la finalul unei astfel de prezentări și întreb, cum este la voi? Nu mă interesează care este compania sau așa, dar cum este la voi în companie? Ce metodologie adoptați? Și foarte des, obișnuia să zic 90%, dar până acum mi s-a întâmplat o singură dată să mi se spună da, folosesc Scrum și este super, exact by the book. În rest, 99% din restul situațiilor, răspunsurile sunt ceva de genul implementăm Agile, dar nu Agile-ul ăla cum trebuie. Sau implementăm Scrum, dar nu este Scrum-ul ăla care trebuie. Deci oarecum fiecare dintre ei era bucuros că se întâlnează, că lucrează într-o echipă care urmează aici, pe de altă parte avea oarecare frustrare de faptul că nu este exact metodologia care trebuie. Nu este metodologia by the book. Și de aici am tras concluzia că, de fapt, câte țipe sunt atâtea metodologii. Sunt, pe lângă cele 40 pe care le-ați văzut, metodologii poate este prea mult spus, am pus acolo flavor of, da? Deci, câte echipe, fiecare echipă își implementează propria sa metodologie. Deci, până la urmă, încet, încet, tot acolo ajungem la o personalizare a metodologiilor pe care le utilizăm după cultura companiei, după modul de lucru al grupului, după stilul clientului, după tipul de proiect. Spunea că este oarecum ciudat pentru că inițial Scrum arăta așa. Erau doar 6 directive legate de cum trebuie să faci Scrum. Era vorba despre iterații, era vorba de livrare, era vorba despre acele întâlniri zilnice pe care echipa trebuie să le aibă, dar nu vorbea nimeni de retrospectivă, nu vorbea nimeni de user stories, nu vorbea nimeni de story points, nu vorbea nimeni de Scrum Master în acea definiție inițială a Scrum-ului. Toate celelalte au venit ca și add-on-uri, ca și practici în plus care se descrie modul în care noi ar trebui să facem Scrum așa cum trebuie. Deci a fost atât de simplu. Ei, foarte ciudat cum s-a ajuns de la așa ceva la așa ceva, care este SAFe 4.0 în acest moment și care nu mai arată ca și o metodologie agile deloc, ci există atât de mult proces și atât de rigid, încât este foarte greu să-l descrii ca fiind o metodologie agile, în care prima valoare este dată de interacțiunile între indivizi și colaborarea între indivizi sunt mai importante decât procesul sau instrumentele. Oricând ai un astfel de proces, este foarte greu să-l ignori și să te bazezi, să te concentrezi doar pe colaborarea și interacțiunea dintre indivizii unei echipe. Tot Alistair Coburn a publicat și un astfel de jurământ, dacă vreți, se numește jurământul neatașamentului la o anumită practică, la o anumită metodologie. Exista la un moment dat, din păcate, am căutat zilele astea și am văzut că acel link nu mai funcționează. Exista un site unde puteai să mergi și să semnezi un astfel de jurământ în care declarai că ești deschis la orice practică, fără a o judeca după sursa din care vine și fără a mai spune nu vreau să implementez practica asta pentru că nu este o practică agile. Zicea el că eliminăm din start foarte multe practici importante și utile doar mergând pe acea tipologie, doar mergând pe faptul că ele nu sunt agile. Aici este și un lucru foarte interesant pentru că depinde cum luăm aceste decizii. Pentru că depinde foarte mult cum vedem problema. Aici, în acest GIF animat, vedeți câtă muncă a trebuit să depună astronomii pentru a reuși să, dacă vreți, să prevadă sau să anticipeze mișcarea astrelor atâta timp cât se considera că Soarele se învârte în jurul Pământului și cât de simple erau soluțiile în momentul în care punctul de vedere asupra problemei era unul corect și era unul mult mai simplu. Adică, de fapt, Pământul și celelalte planete se învârt în jurul Soarelui. De fapt, de foarte multe ori, nu practicile sunt cele care complică lucrurile, ci modul din care vedem noi problema, modul din care vedem noi sursa, dacă vreți, sursa problemei. Au existat câteva
metodologii, dacă vreți, sau câteva direcții, și o să vă postez de două dintre ele, care încearcă să, cumva, să identifice pe baza contextului unei anumite echipe de proiect care ar fi metodologia cea mai bună ce ar putea să fie implementată. Există, de exemplu, Crystal Methodologies, care este o colecție de metodologii, dacă vreți. E o colecție împărțită pe dimensiunea echipei. Este o metodologie anume pentru echipe de 6 până la 6 persoane, între 7 și 20, 21, 40 și așa mai departe. Se numește Crystal Clear, Crystal Yellow, Crystal Orange, Crystal Red, Crystal Maroon și Crystal Blue, până la 500 de persoane. După care mai există o altă coordonată care ne spune un pic care este nivelul de, nu știu dacă este corect în română, nivelul de criticalitate al aplicației. Adică în ce mod afectează utilizatorul final un bug într-o astfel de aplicație. De exemplu, dacă e vorba de un joc, un bug într-un astfel de joc poate să afecteze confortul utilizatorului final. Deci un pic de frustrare și cam asta e. Dacă e vorba de un site, de exemplu, de vânzare de bilete online, un bug ar putea duce până la pierderea unei sume moderate de bani. Pe de altă parte, dacă este vorba de un software foarte important de internet banking, atunci s-ar putea să avem pierderi mari de bani în cazul unui bug. Sau, în ultimă instanță, dacă lucrăm pe un pilot automat de avion, s-ar putea ca un bug într-o astfel de aplicație să aibă ca și efect pierderea unor vieți umane. Și de aici, pentru fiecare dintre aceste criterii, s-a format o matrice de metodologie. Și este C6, D6, E6, L6, este Crystal Clear, adaptat pentru fiecare tip de criticalitate a aplicației. Este o nebunie, numai dintr-un foc avem 6x4, 24 de metodologii noi și foarte interesant e că cel care le-a creat, Crystal Cockburn, pe de-o parte a zis că ele nu sunt compatibile între ele, deci dacă eu merg pe o metodologie Crystal Clear și brusc, echipa mea se dublează, deci în loc de 6 oameni o să am 12, nu o să pot să fac tranziția cu ușurință la Crystal Yellow, ci va trebui să schimb brusc toată metodologia și să punesc o altă metodologie. Pe de altă parte, foarte interesant e că aceste metodologii nu au fost descrise nici măcar de autorul lor. S-a descris doar Crystal Clear într-una din cărți și într-o altă carte, în Surviving Object-Oriented Project, s-a descris Crystal Orange. În rest, este un mare mister, este un mare semn de întrebare. Nu se știu încă echipe, nu s-au identificat echipe care să utilizeze aceste metodologii. Există teorie legată de acest lucru. Pe de altă parte, mai există o carte, se numește Balancing Agility and Discipline, care tot așa încearcă să vadă cam care este nivelul de agilitate a unei echipe de proiect, pe baza mai mulți factori. Pe de o parte, s-a încercat să se identifice care este legătura dintre oameni și metodologii. Ei au făcut acolo o clasificare pornind tot de la o teorie a lui Alistair Cockburn, care a zis așa. Există oameni care nu doresc să urmeze o metodologie, ei au fost notați cu categoria minus 1. Există oameni care sunt capabili să urmeze și să implementeze anumite metode. Ei au fost notați cu nivelul 1. Aici este 1A și 1B, pentru că se face diferență între anumite practici foarte simple și alte practici care sunt un pic mai subtile, anumite metode mai subtile. 2 e categoria oamenilor care sunt capabili să customizeze, să facă tailoring, dacă vezi, pe metodele pe care le știu deja. Și 3-ul, care este nivelul cel mai mare, sunt aceia care sunt capabili să break the rules, da? Cu alte cuvinte, să creeze propriile lor metodologii, să creeze propriile lor practici, luând în considerare noul context în care se află echipa de proiect. Și atunci, cei care au povestit acolo în carte, au pornit de la 5 dimensiuni pe care le-au luat în considerare. Pe de o parte a fost nivelul echipei și au povestit ce înseamnă de ce fel de oameni avem nevoie într-o echipă agilă și de ce fel de oameni avem nevoie într-o echipă ce urmează o metodologie predictivă. Și acolo vedem nivele de persoane, de exemplu aici nivelul 2 și nivelul 3 trebuie să fie critical mass, adică într-un procent relativ ridicat pentru a se comporta bine, pentru a avea performanță într-un mediu agil,
spre deosebire de plan driven, adică într-o metodologie predictivă tradițională, într-un waterfall, în care nivelul, acele nivele 3 și 2 nu sunt atât de esențiale, poate să fie un număr destul de mic. Iarăși dimensiunea, adică numărul de oameni din echipă este luat în considerare, criticalitatea despre care am vorbit deja, cum afectează aplicația respectivă sau produsul final utilizatorii acelui produs, dinamismul, cât de dinamice sunt specificațiile, cât de dinamice sunt cerințele. Cu cât sunt mai dinamice, cu cât există mai multe modificări, cu atât un mediu agil este mai potrivit sau metodologia agilă este mai potrivită și invers. Și iarăși e vorba de cultura organizațională. Iar din punct de vedere al, zicem, măsurării, avem ceva de genul acesta, da? Dinamism, cultură, dimensiune de a echipe, criticalitate și capacitatea oamenilor care fac parte din echipă. Și cu cât avem valori mai mici, cu cât suntem mai înspre centru acestui cerc, cu atât se potrivește mai bine o metodologie agilă, cu cât suntem mai spre exterior, cu atât este mai potrivită o metodologie tradițională predictivă. Problema e că într-o situație de genul ăsta, în care suntem cam la mijlocul toate, care este răspunsul corect? Ce metodologie ar trebui să aplicăm? Și iarăși, ideea ne conduce la o combinație și a ne culege de a lua acele practici din toate metodologiile existente în acest moment și a le combina pentru ca lucrurile să funcționeze. Acesta este un exercițiu care mie îmi place foarte mult și l-am făcut foarte în dese rânduri. Aici era un pic mai complicat să-l fac. Împărțeam fiecăruia dintre cei care erau în audiență o foaie de hârtie care conținea o astfel de matrice, de 100 de numere, de la 1 la 100. Și întrebarea era cât de multe numere găsiți, pornind de la 1, într-o secvență, da, crescătoare, în 20 de secunde. Și ideea era următoarea, da? De ce trebuia să găsească acele numere, iar de ce mai multe ori obțineam, cel mai bun răspuns era între 14 și 18 numere. 18 a fost recordul. Au fost câteva persoane care au reușit în 20 de secunde să găsească 18 numere. Ideea era că dacă continuau și nu mă opream la cele 20 de secunde și lăsam pe cei din audiență să meargă mai departe, la un moment dat, unii dintre ei, nu toți, unii dintre ei observau că toate numele îmi pare sunt în partea stângă și toate numele pare sunt în partea dreaptă. Brusc, căutarea devenea mult mai simplă. Iarăși, un nivel de subtilitate mai ridicat, dacă iarăși continuau cu astfel de căutare, probabil că unii dintre ei constatau că tot al patrulea număr se află în același cadran. Adică dacă 1 este acolo și 5 este acolo și 9 este acolo și 13 este acolo. Dincoace, dacă 4 este aici și 8 este acolo și 12 este acolo și 16 este acolo. Deci își dădeau seama că această matrice respectă un anumit șablon, iar căutarea devenea tot mai rapidă. Și este normal să se întâmple așa. Observăm că lucrul ăsta se întâmplă și pe proiectele pe care lucrăm. La început, ele merg un pic mai opintit, un pic mai greu, până când ne obișnuim. Ne obișnuim cu clientul, ne obișnuim cu terminologia, ne obișnuim cu metaforele, ne obișnuim cu oamenii din echipa noastră, ne obișnuim cu liderul, etc., etc. Și pe măsură ce ne obișnuim cu aceste lucruri și le mai adaptăm, începem să devenim tot mai performanți. Performanța și eficiența începe să crească. Problema e următoarea. În momentul în care eu dau și împart o altă foaie, o altă matrice de 100 de numere, ce credeți că se întâmplă? Păi este evident, fiecare dintre cei care vor completa o astfel de foaie vor încerca să vadă dacă acest șablon se aplică. Și nu se aplică. După care, următorul pas pe care îl vor face, vor încerca să vadă dacă există un șablon. Și nu există un șablon. Cel puțin nu există un șablon care este imediat observabil. După care, disperat, vor încerca să găsească numerele, începând de la 1, da? Și de obicei ajung undeva la 7 numere. Ori, diferența între 14-18 numere câte au fost găsite în 20 de secunde și 7 numere care au fost găsite în 20 de secunde, în a doua variantă, este impactul pe care poate să-l aibă utilizarea unor metodologii sau unor practici pe care le-am utilizat înainte, să zicem așa, best practices, lucruri pe care le considerăm ca fiind best practices, în proiectul nou. Și această teorie, sau dacă vreți, un astfel de exemplu stă și la baza, este un argument, din punctul meu de vedere, pentru teoria pe care vreau să vă expun astăzi prin acest titlu de care vorbeam, Minimum Viable Practices,
Și anume, nu porniți cu o părere preconcepută, că proiectul pe care lucrăm acum este la fel cu proiectele pe care am lucrat înainte. Nu, este cu totul diferit. Cel mai ușor și cel mai eficient, dacă vreți, este să ne suflecăm mânecile și să începem de la zero cu acest proiect, așa am făcut și cu proiectele anterioare. Și cu siguranță, experiențele pe care le câștigăm dintr-o astfel de abordare ne vor ajuta să fim mult mai repede, mai eficienți pe măsură ce timpul trece, decât să aplicăm niște practici care nu se potrivesc deloc într-un astfel de context și să ne dăm seama mult prea târziu. De aceea, sunt mai degrabă adeptul unui astfel de set minimum viable practices pe care să luăm, deci un set minim de practici pe care să le utilizăm în detrimentul unui tailoring. Hai să aplicăm o metodologie și după aceea vedem în timp ce nu funcționează, putem să customizăm. Tot Alistair Coburn a extins, dacă vreți, conceptul de shuhari, da? Este exact ce povesteam și până acum, shu înseamnă să înțelegi metoda, ha înseamnă să aplici metoda și să o înțelegi foarte bine, să dedici partea metodei până când metoda îți intră în sânge, dacă vrei, și ri este momentul în care break the rules, în momentul în care schimbi metoda, în momentul în care tu ești cel care generează metoda. El a mers mai departe de la shuhari kokoro, unde kokoro este o întoarcere la bază. O întoarcere la acele principii fundamentale. Și lucrul ăsta este foarte important, pentru că toate metodologiile pe care le avem, acele 40 pe care le-ați văzut, sau metodologiile pe care le urmăm în companiile noastre, sunt un efect oarecum natural al implementării valorilor și principiilor din manifestul Agile. Dar am uitat de valorile și principiile manifestului Agile. Și probabil că ar fi bine să ne reîntoarcem la acele baze, să ne readucem aminte de ce avem aceste practici, de ce urmăm aceste metodologii și care sunt valorile și principiile care sunt în spate. E adevărat că asta am văzut-o astăzi și am adăugat-o aici. Acest model al lui Alistair Coburn seamănă foarte mult cu acest grafic în care spune ce skill-uri, din punct de vedere matematic, dobândim pe măsură ce trecem prin școala elementară, școala generală și liceu, după care facultate, și de fapt la job ce vom folosi, da? Pare că asta este o întoarcere la bază, dar nu este așa, dar este doar o parodie și nu are legătură cu ceea ce voiam eu să spun. Și ultimul slide pe care ar vrea să vi-l arăt este acea întoarcere la bază și care în acest moment dezvoltat de Alistair Coburn, termin tot cu un element definit de el, se numește The Heart of Agile, care spune el ar trebui să conțină doar patru lucruri. Collaborate, da? Colaborare, livrare, reflecție asupra colaborării, reflecție asupra livrării, după care îmbunătățire și iarăși colaborare, livrare, reflecție și îmbunătățire. Dacă vrem să pornim cu un minimum viable practices, alegeți câte o practică ce credeți că se potrivește pentru fiecare dintre aceste patru cadrane. După care extindeți-le, îmbunătățiți-le, schimbați-le dacă e nevoie, dar nu mai mult de atât. Asta este setul minim de practici pe care ar trebui să le implementăm în orice echipă nouă, pe orice proiect nou, după care lucrurile ar trebui să vină natural mai departe. Cam asta am vrut să povestesc, cred că m-am încadrat în timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dacă sunt întrebări. Aveți întrebări? Prea multe povești la gura sobei. Da. Bun. Oricum și dacă sunt întrebări neexprimate, după prezentare sau mâine, toată ziua ne putem reîntâlni și să povestim despre aceste aspecte. Da, e aici. Cred că acum, după la sfârșitul prezentării, ar fi foarte util un exemplu concret de câte o practică care să adreseze fiecare cele patru cadrane. Mulțumesc mult! Intenționat am făcut lucrul ăsta,
De ce? Pentru că de foarte multe ori am observat că la fel de fel de conferințe, de prezentări din domeniul managementului de proiecte sau din domeniul agile, sunt întrebări din audiențe legate de te-am un best practice pentru situația asta, aveți? Și tocmai asta nu vreau să dau, pentru că un best practice deja este o chestie care cineva se gândește că ar putea să o utilizeze direct, efectiv. Dar evident că pentru improve ar putea să fie retrospectiva, nu? Sau orice feedback pe care pair programming ar putea să fie legat de improve ca și o practică. Dar pair programming poate să fie și colaborare în același timp. Deci putem din toată marja asta, din toată sfera asta imensă de practici care există în acest moment, cunoscându-le și știind că există variante diferite, să le alegem pe cele care credem că se potrivesc pentru echipa noastră. Mulțumesc mult! Da? Acum e Întrebarea mea este legată de posibilitatea de a rupe regulile și când recomandați sau ce metodologie recomandați pentru a ajunge la alte metodologii. Una suntem tentați să spunem nu acum, livrarea aceasta este foarte importantă, nu vreau să risc, următorul sprint este cineva în concediu. Care ar fi cel mai bun moment și cum ați recomanda să fie implementate noi metode? Ok, pe de o parte, există aici două, o să dau două tipuri de răspunsuri. Primul răspuns vine ca și un exemplu din ceea ce am văzut în Karate Kid, de exemplu. Nu știu dacă mai țineți minte sau primul film sau cel de-al doilea. Maestru îl punea pe copil să facă o activitate recurentă. Cred că în al doilea trebuia să-și ia o haină de pe cuier, după să o pună înapoi pe cuier, iar să-și ia, iară să o pună înapoi. Și o lună de zile, zi de zi, cam câte o oră sau două ore pe zi, făcea exact treaba asta. Mergând de la ideea că sau celălalt că punea să vopsească un gard. Deci asta făcea zi de zi, tot vopsea și copilul nu înțelegea ce relevanță are acea practică cu ceea ce voia el de fapt să învețe, cu karatele. Aici e următoarea idee, că am povestit de implementarea de best practices by the book. Pe de altă parte, dacă nu există experiență deloc, este foarte complicat și atunci recomandarea mea este anumite practici sau practicile care se implementează să se implementeze o perioadă mai lungă de timp până când înțelegem de ce le facem, înainte să le schimbăm. Deci asta ar fi o jumătate din răspuns. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă lucrurile așa, un manager vede că nivelul de performanță este undeva aici și zice la un anumit punct, mai trebuie să ridicăm nivelul de performanță, haideți să facem o schimbare. Schimbăm o metodă, schimbăm o metodologie, schimbăm o practică. După care el se așteaptă ca lucrurile să meargă așa, da, o oarecare pantă și după aceea nivelul de performanță, de eficiență al echipei să crească. Dar de fiecare când facem o anumită schimbare, lucrurile merg mai prost. O perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă. După care, de-abia după ce echipa se deprinde cu acea nouă practică, lucrurile se înceapă să se îmbunătățească încet, încet. Dacă nu avem răbdare, putem risca două lucruri. Prima, să ne oprim undeva aici, să facem rollback și atunci suntem înapoi și zicem metodologia respectivă n-a avut niciun efect, nu funcționează. Sau și mai complicat, și mai rău, și mai defectuos este să ajungem aici, să mai facem o schimbare, ajungem aici, mai facem o schimbare, ajungem aici, mai facem o schimbare, deci din schimbare în schimbare spre eșecul final. Dacă vreți, până în momentul în care este foarte dificil de făcut rollback la vechile modalități de a le aplica. Pe de altă parte, nu există un moment propice. Pentru că, așa cum spuneai și tu, de fiecare dată apare câte ceva. Și atunci este bine să se facă ceva de genul o dată la 3 săptămâni, o dată la 4 săptămâni, haideți să adoptăm o practică nouă. Este pe sistemul, e un living system, este ceva care funcționează, haideți să disturbăm într-un anumit punct și să vedem ce se întâmplă. De fiecare dată vor exista riscuri și dacă facem asta și dacă nu facem. Ce se poate întâmpla e ca acea disturbare să aibă un efect pozitiv și atunci păstrăm, dacă vedem că nu se întâmplă, atunci revenim la vechea la vechile practici și schimbăm altceva. Nu recomand, deși asta se întâmplă în Scrum, când zicem de Scrum Transformation sau Agile Transformation, spunem că s-a lucrat într-un anumit fel, în momentul ăsta nu se mai lucrează așa, schimbăm total modalitatea de lucru.
Este foarte greu de obținut performanță în asemenea condiții, este foarte greu de schimbat mentalități, este foarte greu ca un manager de proiect să devină un scrum master, peste noapte să fie performant, este foarte greu ca o echipă care a așteptat mereu directive și sarcini să se transforme într-un self-organizing team, nu merg lucrurile așa. Atunci e bine să lucrurile să fie puțin câte puțin, dar cu oarecare frecvență, cu oarecare frecvență impusă, pentru că niciodată nu va fi timp pentru o schimbare. Este exact ceea ce ni se întâmplă și când zice că mergem la sală. Mergem la sală pentru că este bine să mergem la sală, dar astăzi plouă, mâine e nu știu ce, sunt la televizor, păi mâine se întâmplă altceva, răspund mine nu am chef și după aceea mă duc în concediu, nu mergem la sală, las că venim după și așa mai departe. Și atunci niciodată nu este momentul. Deci sfatul meu este să se facă o anumită cadență a schimbărilor, dar schimbări puține. Puțin câte puțin. Da. Ovidiu, unde ești? Da. Avem aici sparandă. Cumva cred că fiecare schimbare e necesar să fie înțeleasă ca să fie acceptată. Totuși, cumva există multe echipe sau multe persoane din echipe care au, spun că nu au timp să înțeleagă de ce și iarăși facem schimbări, pentru că, să zicem, oamenii tehnici sunt mai mult focusați pe a face task-urile de implementare, testare și aduce proiectul mai departe. Și atunci, de unde, de la ce persoană poate să vină inițiativa aceasta de a introduce practici noi, de a introduce schimbări treptate, astfel încât și echipa să aibă un ritm în care reușește să țină pasul, să se adapteze? Ok. Evident, de la acel server leader sau agile manager sau cum vrem să-l numim, pentru că apar denumiri diferite, de la el trebuie să vină, însă aș face aici și o paranteză. În toată experiența pe care am acumulat-o în ultima perioadă de timp, în acești 20 de ani de care vorbeam, nu am găsit oameni care sunt ok, lucrează bine în echipă sau nu lucrează bine în echipă. Am găsit doar oameni care încă nu și-au găsit contextul potrivit în care să își atingă maximum de performanță. Și atunci, pentru fiecare dintre oameni de echipă, există un anumit context care face să lucreze într-un cel mai performant cu o eficiență maximă. Și atunci trebuie să fie cineva care are o experiență în spate cu astfel de echipe și care să înțeleagă care ar fi acele practici care vor fi îmbrățișate chiar și de către cei mai cârcotași și o să meargă lucrurile bine. Plaja este foarte variată și foarte mare. Ok. Bun. Am și o întrebare, dacă tot discutăm. Mai stau de acolo. Cum o să zic? Crezi că se schimbă modul în care se definez requirements-urile din cauza metodologiei agile, în sensul că da, ok, știu că le pot schimba oricând și atunci nu mai bat capul cu cele inițiale și... Nu cred. Le fac așa mai light. Nu cred chestia asta. A schimba modul în care sunt scrise requirements-urile înseamnă a schimba clientul. Orice proiect este, da, temporar. O astfel de schimbare, de cel mai mult, să ne gândim că vom schimba un client într-o perioadă scurtă de timp, este o aberație. Deci, mai degrabă stăm și ne gândim, da, requirements-urile vin despre client și în sensul ăsta mă gândeam. Da, dar clienții își schimbă modul în care formulează requirements-urile, știind că le pot modifica oricând. Asta o făceau și până acum. Pentru că, spre deosebire, cum zicea foarte bine și Mark, da? Construcția de software nu trebuie să fie gândită ca și construcția, așa cum construim casele. Pentru că atunci când construim o casă, vedem zidurile, vedem cărămizile, vedem că mai apare un perete, în momentul în care, după o lună, îți dai seama că bucătăria e mai mică decât te așteptai, îți dai seama că e cam ciudat să te duci să spui dărâmă peretele ăsta și fă-l un pic mai mare, pentru că voiam bucătăria cu metru pătrat mai mare. Îmi dau și eu seama că lucrul ăsta înseamnă un anumit efort, înseamnă o anumită, anumite costuri, etc. Ori, din punct de vedere al software-ului, software este invizibil. Pentru un client, și înainte, când era waterfall, și acum, când folosim agile, e același lucru. E un text pe care îl șterg și scriu alt text în locul lui. Din perspectiva unui client, modificările sunt foarte ușor de implementat, pentru că nu înseamnă decât o înlocuire a unui text cu alt text. Atunci apare că este foarte, foarte ușor, nu cred că se schimbă. Aceeași mentalitate de schimbare, din cauza asta, una dintre cauzele pentru care au apărut metodologiile agile, a fost tocmai faptul că modificările frecvente veneau de la client oricum. Da? Foarte fain. Da, mersi mult. Hai să...
Eu am participat la mai multe proiecte de tip agile și am văzut la diferite aspecte. Partea care mă interesează aici e legată de faptul dacă clientul trebuie sau nu să cunoască metodologia care se folosește în echipă. Pentru că am avut cazuri în care clientul, știind metodologia, nu o plăcea, să zicem, sau în alte cazuri când nu știa metodologia și vrea să știe, dar în teorie managerii nu vreau să o expună în extern. Deci e o lamă cu două tăișuri. Care există vreo recomandare, ceva în domeniul ăsta? Evident că, acum ce o să spun este o evidență. Din experiențele pe care le am, cei mai mulți clienți care erau deja în industria softului, adică clienții pe care am avut și care erau la rândul lor programatori, ei produceau soft și doar au făcut outsourcing pentru echipele noastre, înțelegând degen cu ei comunicarea și modul de lucru a mers foarte, foarte bine. Pe de altă parte, nu văd nicio problemă ca acei clienți care încercă să înțeleagă care este metodologia pe care urmăm să nu afle. De ce nu le-am expune, de ce nu am povestit cu ei, de ce nu am implicat într-o situație de genul ăsta. Pe de altă parte, cu prima categorie de clienți, cea de care spuneai că sunt foarte fractari, nu le place acest agile, în cazul acela trebuie să ne adaptăm noi. Am văzut atât de multe exemple, atât de multe eșecuri în care echipa de proiect, Scrum Master-ul sau Agile Manager-ul s-a chinuit să transforme, să schimbe mentalitatea clientului, încât nu mai cred în lucrul ăsta. Oricum, și aici lucrurile ar trebui să meargă step by step. Am avut situații în care am făcut training-uri de agile către clienți și am observat că nu s-a înțeles mare lucru, deci tot așa lucrurile trebuie să meargă pas cu pas. Iar în momentul în care lucrurile astea nu se întâmplă, ne adaptăm noi și găsim soluții alternative. De exemplu, una dintre soluții tipică, dacă vrei, pentru cazul în care clientul nu avea un product owner, avea mai multe persoane și toate persoanele respective veneau cu fel de fel de cerințe, de multe ori cerințele se băteau cap în cap, deci avem un single point of contact, vrem o persoană care să decidă să vină cu soluții și mai departe. Nu am reușit să obținem lucrul ăsta de la client. În momentul ăla am angajat o persoană, un business analyst sau un proxy product owner în echipa noastră, care proteja, dacă vrei, întreaga echipă de toate cererile care se băteau cap în cap și cumva le întorcea și le reanaliza până ca ele să ajungă în partea de development. Și cu asta a scăzut foarte mult frustrarea în cadrul echipei. Deci cumva am încercat să ne adaptăm noi după chipul și asemănarea clientului. Mulțumesc și eu. Ne oprim cu întrebările? Cred că și Daniel o posit deja. Da. Mai are și mâine. Ok. Mulțumim, Daniel, să-l aplaudim.